Dar zis că întotdeauna ne place să alegem parteneri puternici, parteneri globali în toate acțiunile noastre, însă probabil cel mai important este faptul că alături de UNICEF am reușit să facem vizite în teren, să vedem comunitățile în care UNICEF desfășoară programe și astfel încât să avem o imagine mai apropiată și mai exactă a acestor programe. Mesajul este unul foarte clar și fără echivoc. Educația este cea mai importantă armă cu care un tânăr se poate înzestra. Educația este singura posibilitate pentru fiecare dintre noi să răzbim, să mergem mai departe. La mulți ani, UNICEF! Este o plăcere și onoare pentru noi să lucrăm cu echipa voastră. Parteneriatul cu UNICEF, care datează de mai bine de 10 ani, a fost pentru BRD începutul unor proiecte strategice care au adus instrumente moderne de strângere de fonduri pe piața din România. Cu siguranță, experiența internațională a UNICEF ne-a făcut să regândim într-un mod mult mai larg toată implicarea noastră. Și ca promisiune, noi cei din BRD le spunem că suntem alături de ei cu fapte și cu sufletul. Munca se consideră norocos că a avut ocazie să participe în programul Pachetul Minim de Servicii și să vedem că acesta a ajuns la finalitatea sustenabilă, a modificat legi, a modificat politici sociale. Vreau să mulțumesc celor din echipa UNICEF pentru perseverența lor, care și-au atins obiectivul propus. Felicitări pentru cei 30 de ani de activitate! Antena 3 și UNICEF cred că au avut în acești ani o colaborare perfectă. Pentru noi, pentru Antena 3, a însemnat atașarea de un brand cu maximă onorabilitate, așa cum este UNICEF, și de cauze care sunt sinonime cu principiile și cu valorile pe care și noi le-am promovat în toți acești ani, și anume solidaritate, generozitate, implicare și mai ales creativitate. Mesajul pe care vreau să-l transmit echipei UNICEF este cel de bucurie și de recunoștință în același timp. Și satisfacția de a fi reușit împreună să ne atingem obiectivele. Copiii României au nevoie de respect, au nevoie de o viață frumoasă și mai ales au nevoie de o perspectivă pentru o dezvoltare care să întoarcă în cele din urmă societății ceea ce ei ar trebui și în parte chiar și primesc acum de la aceasta, de la societate. Vă suntem alături de aici încolo, așa cum sper ați simțit, am fost și până acum și cred că UNICEF va rămâne sinonim cu reușita în proiecte generoase și cu urma lăsată foarte vizibil în evoluția societății în ansamblu. La mulți ani! Încă din 2015, când Sheraton a intrat pe piața din România, ne-am dorit un parteneriat de lungă durată cu UNICEF și am făcut asta atât prin programele derulate la nivel global, cât și prin cele derulate la nivel local. Am susținut galele UNICEF și chiar am mers cu ei pe teren să vedem cum se întâmplă lucrurile. Și asta a fost impresionant. Atunci când spui UNICEF, spui copii. Și cu toții ne dorim să avem grijă de copiii noștri și de viitorul nostru. Le spunem la mulți ani pentru cei 30 de ani de când sunt în România și să îi asigurăm încă o dată de sprijinul nostru. La Fundația Orange ne bucurăm de parteneriate trainice cu organizații precum UNICEF, profesioniste, integre, puternice și care implementează programe cu impact ridicat. Credem că prin implicare și colaborare putem ajuta comunitățile defavorizate, respectiv copiii din aceste comunități, să beneficieze de acces la educație de calitate. Eu cred că binele vine și prin educație, care ne unește pe toți. La mulți ani, dragă echipă UNICEF România! Vă dorim succes în toate inițiativele și vă mulțumim pentru că schimbați în bine viețile celor mai vulnerabili copii.